Finanțatorul FC Universității Craiova, Adrian Mititerul, va ajunge în această săptămână la Târgu Jiu pentru a purta discuții cu edilul municipiului și pentru a vedea stadionul municipal. Marcel Romanescu a declarat că patronul echipei este interesat ca echipa din Bănie să joace pe stadionul din Târgu Jiu. Adrian Mititelu și-a anunțat vizita la Târgu Jiu pentru o primă discuție cu Romanescu. Săptămâna trecută m-a contactat exact ce v-am și spus, mi-a dat telefon și mi-a spus că săptămâna aceasta își dorește să ajungă la Târgu Jiu pentru o primă discuție. Venirea FC Universitatea Craiova devine din nou de actualitate după ce Adrian Mititelu nu a reușit să încheie o înțelegere cu primăria Craiova pentru ca și echipa sa să joace pe stadionul Ion Oblemenco. Am venit personal cu domnul Mititelu până acum, am purtat doar discuții telefonice, știu că la un moment dat se amânase această deplasare pentru că a depus o cerere oficială către cei care administrează stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Dacă a revenit cu telefonul, înseamnă că nu cred că are tocmai un răspuns favorabil de la cei de acolo și cred că și-ar dori să vină spre Târgu Jiu. Și alte echipe din țară s-au arătat interesate să joace pe stadionul din Târgu Jiu.